Iaca, bună ziua, doamna ministru, am ajuns aici, dumneavoastră vorbiți, sau noi încercăm să vorbim totuși despre digitalizare, despre business, afaceri, dar mă umplu că realitatea un pic e altă. Ce părere aveți? Ce părere să nu se exista pe ce am găsit aici, pentru că în timp de 30 de ani, în loc să se găsească ceva, au găsit o infrastructură distrusă, paragină totalmente, asta e paragină, asta nu e țară de societate și cu revent, înțeleg că asta e un business privat, dar care nu au avut probabil nici suport din partea statului pentru a se dezvolta și a crea ceva locuri de muncă. Doresc să fac un apel către politicieni. Cred că e cazul deja să veniți cu propuneri concrete și să treceți la realități. Pentru că realitățile sunt triste în Republica Moldova. Și ceea ce se vede în spatele nostru arată de fapt tot și fața reală. Fața reală și tot ce s-a întâmplat în 30 de ani. Cu cât mai puțin lucruri de astea vor fi în țară, cu atât mai bine, mai buni vor fi și drumurile în Republica Moldova, și mediul de afaceri, și absolut toate lucrurile care țin de viitorul prosper al acestei țări. Statul trebuie să facă proiecte și inclusiv proiecte public-private partnership, da? Și parteneriate publice și private, pentru că astea sunt cele care creează locurile de muncă și nu domeniile electorale pe care le fac și cu la TV-uri cu reclame scurte și astea. Deci stop dezmeță! Asta vreau să-ți înțeleg. Ajunge atâta dezmeță.